Aproape 158.000 de persoane din județul Suceava primesc în această perioadă ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Numărul beneficiarilor este cu 32.000 mai mare față de anul precedent. Pachetele sunt furnizate în 4 tranșe, cuprinzând toate cele 114 unități administrativ-teritoriale din județ. Prefectura județului Suceava a anunțat că ultima tranșă de alimente va fi distribuită începând de luni, 25 iulie, pentru 31 de localități din județ. Este vorba de localitățile Cașvana, Siret, Solca, Vicovu de Sus, Adâncata, Arbore, Bălcăuți, Bilca, Botoșana, Brodina, Burla, Cacica, Calafindești, Dornești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Gălănești, Grămești, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovăț, Poin, Solca, Putna, Satu Mare, Șerbăuți, Todirești, Ulma, Vicovu de Jos, Voitinel, Volovăț, Zamostea. Produsele vor fi livrate către primării până cel târziu la 5 august, urmând ca imediat pachetele să fie distribuite populației. Fiecare beneficiar va primi câte 2 kg de făină albă de grâu, 4 kg de mălai, 800 de grame de paste făinoase, 4 litri de ulei, 2 kg de zahăr, 2 conserve de carne de vită, 2 conserve de pateu, 2 kg de orez, 2 cutii de pastă de tomate și 1 kg de fasole boabe. Pentru a intra în posesia produselor, beneficiarii trebuie să se prezinte la primărie cu actul de identitate original. În cazul în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-și ridica drepturile, persoana împuternicită în acest scop se va prezenta cu actul de identitate propriu, precum și cu cel aparținând titularului, ambele în original.